Bun găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Luminița Voina. Vin la întâlnirea de la Miezul nopții cu o temă care îi preocupă pe părinți și elevi de potrivă, pentru că suntem cu o lună înainte de înscrierea la examenul de bacalaureat și ne gândim la următoarea etapă, alegerea unei cariere. Discutăm în această noapte despre facultățile viitorului și care sunt cele mai bine plătite domenii din România. După o perioadă mai puțin fastă, ingineria reprezintă o soluție pentru tinerii care vor să-și construiască o carieră solidă. Pe piața muncii, mai ales în construcții, inginerii sunt foarte căutați și încep să fie din ce în ce mai bine plătiți. Aflăm detalii imediat. În același timp apar meserii și opțiuni de carieră noi, iar tânăra generație are nevoie de pregătire specializată pentru meseriile viitorului. Vorbim despre cine și cum pregătește viitorii specialiști în construcții și cum îi integrează pe piața muncii cu rectorul Universității Tehnice de Construcții București, profesor doctor inginer Radu Sorin Văcăreanu. Bun venit în studioul Serviciului de Noapte. Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație! Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în miez de noapte. Doamnelor și domnilor, de oriunde v-ați afla, ne puteți urmări atât la radio cât și live video pe paginile de Facebook România Actualități și Serviciul de Noapte, unde vă așteptăm opiniile și comentariile. De asemenea, așteptăm telefoane la 021-312-3558 sau 021-312-3644. Ne puteți transmite și mesaje SMS la 0748 avem deschise toate canalele de comunicare cu ascultătorii noștri. Domnule Văcăreanu, veniți în această noapte în studioul nostru după Construct Fest, un târg european dedicat pieței de construcții din România. Printre participanți am văzut studenți, elevi din toată țara, cine știe, victorii constructori. Sunt atractive, domnule rector, meseriile în construcții pentru tinerii din ziua de azi? Pentru că vorbim despre tineri aflați într-o continuă căutare a meserilor viitorului și puternic ancorați în noile tehnologii, dar și cu pretenții financiare. Cred că premisele sunt favorabile. Deopotrivă și în ceea ce privește tehnologia și în ceea ce privește partea financiară a meserii pomeni Construct Fest. E un eveniment pe care l-am început în 2017. 2020, într-adevăr, a fost un an special, așa cu ghimele de rigoare pentru toată lumea, și nu a avut loc acestul. Sensul acestui eveniment este de a pune la oaltă studenți, angajatori și elevi. Studenții iau contact cu angajatorii. Elevii iau contact cu o posibilă opțiune după ceea ce termină, termină liceu. Anul acesta ne-am întrecut recordul de anul trecut, am adus peste 1500 de elevi din București și din județele limitrofe, zone metropolitane București. 1500 de elevi care au venit la universitatea la noi au văzut care este oferta educațională, au văzut laboratoarele, au luat contact cu cadrele didactice și au luat contact chiar și cu firmele, cu angajatorii mari din construcții care au fost prezenți în zona respectivă. Noi am încercat să convingem elevii că e o opțiune foarte, să spunem, foarte de dorit. Uh, din cele două motive pe care le-ați pomenit, uh, copiii sunt foarte îndreptați către tehnologie. Tehnologia intră extrem de rapid în partea de construcții Sunt Mes nativ digital copiii din ziua de -astră. Meseria se, se, transformă enorm. Nu numai meseria de constructor, dar și meseria de constructor se transformă foarte, foarte mult. Există o cerere enormă pe piață și niște oportunități care cred cum nu au fost vreodată pe piață în momentul acesta. Dată fiind această cerere foarte mare, legile pieții spun că și recompensa financiară trebuie să fie Corect. la fel de, de mare. De altfel, spuneam că evenimentul s-a adresat și studenților noștri, studenții au intrat în contact cu angajatorii, angajatorii au fost prezenți acolo și a fost o competiție, este o bătălie foarte mare așa între, între ghilimele, pentru tinere talente. Toată lumea vrea ingineri, toată lumea vrea ingineri bine pregătiți pe care să-i folosească la multele proiecte care le au și care stau în față. Volumul de investiții în următorii 10-15 ani este, este, fără precedent. Din punctul meu de vedere, volumul de investiții nu cred că va putea fi acoperit de oferta pe care, pe care o avem pe piața de construcție, de o personal cu calificare înaltă, cum sunt inginerii sau personal cu calificare medie sau chiar cu pe personal cu o calificare mai, mai puțin uh, importantă, pentru că acest volum de investiții depășește de câteva ori volumul de investiții pe care l-am avut în anii în anii precedenți. Uh, din păcate, anii precedenți mă refer uh, cei 30 de ani, să spunem, după 90 au produs și un drenaj al forței de muncă de potrivă calificate și mediu calificate către alte zone care au oferit oportunități mult mai bune de angajare, deci acum sunt niște goluri de umplut și aceste goluri se, se, se umplu, să spunem, în mod natural, dar în același timp e nevoie de o mai mare deschidere a companiilor către a furniza elemente suplimentare pentru, pentru ingineri tehnicieni, chiar și personal cu calificare redusă. Așa ca să trag o, o concluzie, cred că meseria de inginer constructor acum este într-un top 3 fără discuție. Nu știu pe ce poziție, ce medalie ia, dar în orice caz... Este, una dintre, este din... în top 3, asta da, Asta este de reținut pentru ascultătorii noștri. Uh, Știți, se vorbește foarte mult de angajabilitate. Uh, cred că ar trebui să vorbim despre angajabilitate corelată cu pregătirea pe care primit-o în, uh, în timpul anilor de, de studii, pentru că, în fond, tu ai primit uh, un grant de studii ca să pregătești un tânăr într-o anumită meserie. Important, mie mi se pare că, după ce... a consumat acest grant de, de studii să reîntoarcă serviciile către societate, către contribuabil, că la urma urmei toți banii aceștia vin de la, de la contribuabil, făcând ceea ce a fost educat să facă în timpul facultății. Și din punctul acesta de vedere noi suntem undeva la peste 90% absolvenți care lucrează în domeniul construcțiilor pe, să spunem, pe legăturile pe orizontale și pe verticală pe care le are această, această industrie? Este foarte importantă corelarea cu piața muncii, pentru că a fost o problemă a universităților din România până acum câțiva ani. Și aș vrea să vă întreb din acest punct de vedere, studenții de la Universitatea de Construcții, din ce an al facultății sunt ofertați de firmele în domeniu? Din nefericire pentru noi. Prea devreme, din fericire <fie> pentru ei, <fie> foarte, foarte timpuriu. De ce spun lucrul acesta? În momentul în care ajung undeva în anul 3, noi avem 4 ani de studii de licență și 2 ani de studii de masă. În momentul în care ajung în anul 3 de studii de, de, de licență, deja apar, apar ofertele. În momentul în care apare această, această ofertă, intervine un echilibru foarte greu de ținut între școală. Și job. Și indiferent job. care ar fi, fi jobul uh, respectiv, cei mai mulți reușesc să păstreze acest uh, echilibru și să termine în cei patru ani care sunt uh, dedicați studiilor de licență, dar sunt și cazuri în care jobul la un moment dat te, te mai mult. Există această posibilitate de a întrerupe studiile pentru un semestru, pentru un an și apoi să reiești să termin nu 4 ani, în 5 ani de zile. Dar ofertele sunt multe, extrem de, 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 de multe. Noi, de altfel, avem un sistem de acesta în care practicile le facem prin niște contracte pe care le avem cu firmele. Cu firmele firmele respective oferind locuri pentru practică și mai mult ele continuă cu niște internship-uri, aceste internship-uri fiind de cele mai multe ori plătite. În felul acesta și atunci reu... se face un echilibru între exact. studiile universitare da. și, și job part-time, să da. spunem. Și firmele își doresc foarte mult acest parteneriat pe, pentru le de practică și de internship pentru că reușesc să-și fidelizeze niște... niște viitori absolvenți, ceea ce este foarte, foarte și important. Și pentru piața muncii, dar și pentru universități este important. Da. Ați spus, ați amintit o idee foarte importantă mai devreme și anume bătălia pentru tinerele talente. Este în toate domeniile, este acerbă, companiile, HR-urile de la toate companiile știu foarte bine ce înseamnă lucrul acesta. În același timp, și pariul cu universitățile de afară pare destul de greu de câștigat, pentru că au în spate o întreagă strategie de recrutare a elevilor, încă din băncile liceului. Și aș vrea să vă întreb dacă universitățile din România, Universitatea Tehnică de Construcții pe care o conduceți, își pun problema contracarării acestei ofensive a universităților din străinătate de recrutare a tinerilor. La ce proiecte vă gândiți să veniți către tineri, poate din anul terminal de liceu? Să spunem, în cazul nostru, competiția cu universitățile din străinătate este, să spunem, acerbă la partea de master, mai puțin acerbă la partea de licență. De ce este mai puțin acerbă la partea de, de, de licență? Pentru faptul că fiecare, fiecare țară are propriul sistem de reglementări tehnice. Acest sistem de reglementări tehnice face parte, sau să spunem esența acestui sistem de reglementări tehnice, face parte din curicula universitară. Și atunci, un student care a fost pregătit în România, știe foarte bine ce are de făcut în mediul acesta reglementat tehnic, dar în momentul în care ai făcut studiile în altă parte și vrei să te întorci acasă, mai sunt niște etape pe care trebuie să le parcurgi pentru a deveni familiar cu sistemul de reglementări tehnice. Dar suntem foarte conștienți de această de această competiție și atunci uh, ne am făcut un pas în față, uh, pasul acesta în față înseamnă am devenit membrii un, a, un, a unui consorțiu de universități europene. Știți că în 2018 președintele Macron a lansat această idee de universități europene. A fost o competiție de proiecte și universitatea noastră a făcut parte dintr-un consorțiu care a câștigat chiar din 2019 la prima rundă a câștigat finanțare pentru un astfel de consorțiu. Au fost de altfel trei universități din România atunci în 2019. Noi, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea București, care au, au făcut parte. Consorțiul nostru, la momentul respectiv, în 2016, în 2019, a avut în componență șase universități din toată Europa. În etapa a doua, care a început anul trecut, în 2022, acest consorțiu s-a extins la nouă universități. În felul acesta, să spunem, studenții au deopotrivă șansa de a studia în România și de a studia oriunde din aceste Asta mă gândeam celelalte 8 universități. Care ar fi beneficiile pentru studenții români apartenența la acest consorțiu? Există uh, schimburi, foarte multe schimburi care sunt posibile prin Erasmus. Există acorduri de dublă diplomă pe care le aveam și le continuăm. Există posibilitatea de a uh, participa la cursuri care sunt susținute de o potrivă de profesori din România și profesori din celelalte opt universități pe care le are acest consorțiu. În felul acesta, deschiderea internațională, perspectiva internațională, poți să o ai de acasă, ceea ce este foarte, foarte, foarte important având această perspectivă internațională, să spunem, în structura acestui consorțiu, consorțiu universitar. Există o deschidere foarte mare. Din aceste nouă universități, cred că uh, noi suntem uh, cu cel mai mare interes din partea studenților și din partea cadrului de De fiecare dată când ne întâlnim, uh, ceilalți mă întreabă: Voi cum ați reușit să implicați studenții atât de mult? Uh, secretul, de fapt, nu e niciun fel de, de secret. Întotdeauna asociațiile studențești sau asociația studențească a noastră de la Universitatea Tehnică de Construcții se numește Asociația Studenților la Construcții din București, a fost foarte deschisă, foarte activă în zona aceasta de voluntariat, de implicare în momentul în care a apărut această oportunitate, au tras studenții a simțit după, oportunitatea după ei. A asociația exact, exact. probabil și în, în, în felul acesta cum spuneam deschiderea aceasta internațională există bineînțeles competiția cu alte universități care nu fac parte din acest consorțiu există în, în continuare dar nu avem o rată de aceasta de să spunem de părăsirea universității între ciclurile de licență și ciclurile de master majoritatea celor care vor să facă master preferă să rămână în universitate ca o continuitate a studiilor din partea de Dar licență. Dar simțiți că pierdeți studenți din elevii care aleg să plece în străinătate? E mare decalajul acesta între elevii care doresc să studieze în România și cei care pleacă în străinătate? Simțiți că pierdeți mulți elevi? La nivel de sistem, da. La nivel de sistem așa, probabil că 10.000 de elevi în fiecare an aleg să studieze în. Este mult, este o cifră ce este foarte mult. mare. Uh, nu am așa o, un procent foarte, foarte riguros uh, cât la sută din acești 10.000 s-ar fi îndreptat către construcții, dar, repet, la nivel de sistem e o pierdere foarte mare, având în vedere că sunt câteva zeci. În condițiile de în mii, care da. cererea de forță de muncă pe este domeniul uriașă, ingineriei da, în da, România da, este uriașă da, și atunci. Da, da. Cum, cum credeți că se va acoperi acest decalaj? Noi facem parte, în, pe plan intern, dintr-o alianță, se numește Alianța Română a Universităților Tehnice. Am luat decizia de a schimba denumirea Alianța Română a Universităților de Știință și Tehnologie, tocmai pentru a avea această deschidere. Știți, sistemul e la mare prețuire, și pe bună dreptate, sistemul e la, e la mare prețuire. Uh, alături de noi mai fac parte uh, politehnicile din uh, Iași, Cluj, Timișoara și București și Universitatea de Arhitectură și Urbanism uh, Ion Mincu. Aceasta este uh, structura. Uh, toți suntem uh, asaltați de cerere de uh, ingineri, indiferent de zona în care, în care ne aflăm. Este o cerere enormă de de ingineri și toți încercăm prin aceste deschideri pe care le avem către elevi, să convingem că ingineria este o opțiune extraordinar de bună în România, în momentul de, de față. Cred că nu a fost un moment mai bun, cum spuneam, din 90 încoace pentru, pentru inginerie. Îi convingeți, poate și oferindu-le detalii despre cât câștigă un inginer în România. De exemplu, aveți o statistică. Atunci când ești de pe băncile facultății de construcții, cam ce salariu ai când intri în sistem? Și, într-o evoluție în această carieră, spre ce salariu, spre ce venituri tinzi? În momentul în care termin ciclul de licență, deci, diplomația de inginer îți oferă toate drepturile. Și ești inginer cu acte în regulă, cum se spune. Uh, ai mai multe posibilități. O posibilitate bineînțeles, cea pe care ne-o dorim cel mai mult să rămână în universitate. Greu de concura cu piața aici. O altă posibilitate ar fi să mergi către partea de proiectare sau către partea de execuție sau către partea de materiale de construcție care este la fel de, de importantă. Bineînțeles, din punct de vedere financiar cea mai ofertantă e partea de execuție pentru că acolo să spunem, sunt cele mai mari fonduri care sunt disponibile uh, constructorilor. Uh, proiectarea, în momentul de, de față, este undeva la terminarea facultății, undeva la 80-85% față de partea de execuție. Partea de materiale de, de construcții depinde foarte mult uh, de puterea, uh, să spunem, producătorului, dar uh, și aceasta plătește foarte bine. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, în momentul în care am Termina facultatea, sunt undeva aproape de 800-900 de euro, cam așa este suma. Ceea ce mie mi se pare foarte foarte rezonabil pentru cineva care intră în. și nu are în, experiență în meserie. În momentul în care încep să crești, și acesta e un lucru foarte important: meseria aceasta de inginer constructor e o, e o meserie care îți permite să crești și uh, în momentul în care acumulezi foarte multă experiență, devii aproape de neînlocuit. Ne nu este ca în alte meserii. Uh, în 30, care te erodezi 30, și 30, rămâi 35, la un nivel. de ani, dacă la vârsta aia n-ai plecat în management sau nu ți-ai făcut uh, profesional. Uh, meseria asta de inginer constructor, în momentul în care ai 40 de ani, de vie, foarte bun la 50 de ani, de neprețuit și t -t tot așa veniturile pot să crească foarte, foarte mult. Depinde foarte mult de proiectele pe care le ai în, în, să spunem, în desfășurare în momentul respectiv. Dar vorbim de câteva mii de euro bune și în momentul în care ajungi să faci management de proiect, pe niște proiecte mari, acolo sumele devin chiar apropiate de undeva de... de patru cifre, așa, către cinci către cifre semnificative, uh, se plătește bine. Se plătește bine. Asta evident, e și pentru că domeniul construcțiilor în România este pe un trend ascendent Foart de ascendent. câțiva ani Foart de zile, da. fiind și unul dintre puținele domenii pe care pandemia nu le-a oprit în loc. Uh, cred că a fost uh, un, uh, un exemplu e e extraordinar uh, faptul că. Tot ce a însemnat construcții a, a continuat. Uh, nu au fost niciun fel de disponibilizări, nu au fost niciun fel de sincope în, în dezvoltare. Se căuta lu forță de muncă da. pe vremea pandemiei exact. în construcții, adică lucruri, dacă ne amintim. Lucrurile au continuat ca să spunem așa, business as usual. Nu, nu a fost niciun fel de problemă. Chiar să spunem cu un gradient mai mare decât, mai, 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 mare decât de, de obicei și lucrul acesta a, a dat foarte multă încredere, extrem de multă încredere atât investitorilor cât și dezvoltatorilor și constructorilor și proiectanților, toată lumea a simțit că e momentul prielnic în care această meserie nu e niciun fel afectată de uh, o situație de această pandemică. Aș vrea să dau citire câteva mesaje primite pe Facebook. Bună seara, vă ascultăm cu drag din Marea Britanie, Ilie Orlando. Să știți că studenții români sunt cei mai buni pentru că la noi încă se mai face școală față de multitratele universități din vest, ne scrie ascultătorul nostru din Marea Britanie. Da, ofertele sunt mai atractive în Occident și sunt foarte greu de refuzat, dar învățământul românesc este foarte bun. Mulțumesc foarte mult pentru, pentru sus, sus, susținere. Aș vrea să fac două, două comentarii aici. Primul comentariu e legat de un studiu pe care l-am făcut recent cu absolvenți din promoțiile 2017-2022. Din răspunsurile pe care le-am primit, mai puțin de 10% lucrau în străinătate. Deci, mai mult de 90% erau aici, în, în România. Prin ce diferă învățământul nostru de învățământul, să spunem, din Marea Britanie, pe care îl cunosc mai puțin, dar să spunem învățământul din Olanda, din Franța, pe care le cunosc mai bine? Noi mergem foarte mult către zona aceasta în care absolventul, după ce a terminat, poate să facă în sensul că are, are foarte multe proiecte de făcut în timpul școlii, astfel încât angajatorii sunt super fericiți cu ceea ce îi învățăm în școală, pentru că îi livrați direct pregătiți exact. pentru piața Atunci, muncii. bineînțeles, angajatorul trebuie să vină cu un supliment pentru că fiecare firmă are procedurile, fiecare firmă are abordările, dar dar bazele sunt sunt acolo. Acesta e o, e o caracteristică a învățământului românesc, am discutat de multe ori și cu colegi din străinătate dacă e bine, dacă e rău, atât din cât angajatorii sunt fericiți, probabil că este, că este în, în regulă. Și într-adevăr, absolvenții noștri care merg către uh, firme din afara României, aici mă refer la firme din Vestul Europei sau firme din Asia, pentru că Asia este din nou o piață extraordinară, sau chiar dincolo de Atlantic, în Statele Unite și, și în Canada. În Canada foarte mulți inginerii români am absolut întâlnit. Toți, absolut toți au performat în această, în această meserie extrem, de, extrem de, de bine. Adică nu am, nu am, primit niciun fel reproșuri în sensul că școala românească nu ne-a învățat ceea ce, ceea ce trebuie. Bineînțeles, în momentul în care te duci, de exemplu, către, Statele Unite, acolo lucrurile sunt gândite altfel, trebuie să dai niște examene, să devii profesional engineer, e acel sistem de reglementări tehnice. Deci, te-ai dus într-un într într alt ecosistem, bineînțeles, trebuie să înveți regulile din ecosistemul respectiv și atunci mai ai niște examene dat. Dar bazele, fundamentele pe care le-ai primit aici, în România. Te ajută foarte mult în, în, oric în oricare din aceste situații. Avem nenumărate exemple de ingineri care au performat extraordinar în, în Marea Britanie, în Statele Unite, în zona Asia-Pacific. Lucrurile îmi dovedesc că școala românească de inginerie, cel puțin de inginerie de, de construcții, face ceea ce face ceea ce trebuie și mă bucur așa când merg în diferite locuri, mă întâlnesc cu absolvenți nu numai de la noi, bineînțeles, și din alte facultăți de, de construcții și fiecare și a găsit locul, fiecare și -a, și a găsit locul și face ceea ce a învățat să facă. Avem o întrebare de la ascultători, o întrebare interesantă: este o lume a bărbaților, aceasta a carierelor în inginerie sau au loc și persoanele de sex feminin? Noi, în momentul de, de, de față, suntem undeva la puțin peste 40% studente, față de studenți. Deci, lucrurile. Încep să se echilibreze, în sensul că merg către jumătate-jumătate. Când uh, am avut săptămâna aceasta Construct Fest, uh, am avut și întâlnirea la noi la universitate a tuturor colegilor din Arianța Română a de Știință și Tehnologie și celelalte politehnici, cum e Iașiul, Clujul, Bucureștiul, Timișoara, bineînțeles, n-au numai construcții, au toate, toate tipurile de inginerii și se așteptau ca să vadă foarte mulți băieți, băieți. la, la, la standuri, dar nu. Deci există aproape paritate pentru că digitalizarea, computerul a făcut ca această meserie să vină foarte, foarte aproape și, într-un fel, să asigure această egalitate de șanse și egalitate de, de gen. Pot să vă dau un exemplu. Noi avem, în momentul de, de față, la universitate două șantiere de investiții, o construcție nouă pe care o facem și o, o clădire existentă care a, a fost într-un proces de consolidare și de, rea, de reabilitare. Pe un șantier, șeful de șantier este. Stud, un fost student, pe celălalt șantier, șefa de de, de șantier eu o, o fost studentă. Uh, lucrurile merg la fel de bine pe ambele șantiere. Se și... spune că femeile acum, fiind subiectivă, recunosc că sunt mai bune administratore. Se întâmplă așa și în, și în inginerie? Uh, cel puțin în exemplu pe care l-am cu șantierul, <laughs> care este condus de o, de, de o fostă studentă, lucrurile au fost extraordinar de bine puse la punct. Știți cum e cu finanțarea, banii de la buget sunt, nu sunt, ai finanțare, după aceea nu mai, ai, nu mai ai finanțare, deci șa, șantierul a, a trecut printr-o perioadă așa de vazii hibernare și atunci a trebuit să fie reorganizată în momentul în care au venit, au venit banii. Ceea ce a reușit să facă este extraordinar. Într-adevăr, partea de, de organizare... Da. Mulțumesc pentru aceste precizări. Aș vrea să revenim totuși în actualitate. Este o perioadă de preînscriere la Universitatea Tehnică de Construcții. Spuneți-ne cum se desfășoară această etapă, în ce constă și mai ales ce beneficii au cei care participă la această preînscriere. Uh, există. Platforma pe care se face, se face înscrierea și pe care se va face admiterea este o platformă 100% online, deci nu e nevoie de niciun fel de, să spunem, prezență fizică în universitate, în partea de, să spunem, înscriere și în partea de admitere propriu-zisă. Mă refer la licență, acum mă refer doar la partea aceasta de cicluri de, de licență. Platforma, în momentul de față, este deschisă pentru studenți non-UE. Urmează să o deschidem pentru studenți din România și studenții UE. Partea efectivă de înscriere va începe la 1 iulie uh, și va continua până la 17 iulie. Oferim posibilitatea, deopotrivă, absolvenților din generațiile anterioare, cât și absolvenților din această generație, de a participa la concursul de admitere. Și uh, undeva în jur de 27 iulie încheiem această etapă de admitere pentru sesiunea de vară cu afișarea listelor finale de candidații admiși. Trendul ultimelor ani este clar crescător, clar crescător, deci în fiecare an creșterea de uh, studenți la ciclul de licență a fost undeva între. 10-15% am mers chiar și către 20% în momentul de față nu avem alocate locurile locurile știți granturile de studii sunt alocate de Ministerul Educației undeva la mijlocul lunii mai dar dacă păstrăm trendul ascendent din ultimii ani ne așteptăm să avem alocate în jur de 1200 de locuri la licență Anul acesta, 1200 de locuri care se împart între cele șapte facultăți ale universității. Și veți universității avea noastre. și apoi și cu taxă, locuri cu taxă da, în afara celor 1000 da, de locuri. Da. Uh, numărul de studenți pe care îi uh, admitem la studiile cu taxă, din statisticile ultimelor ani se situează undeva între 300 și 400 de studenți. Deci anul trecut am avut 1150 de studenți. Uh, pe locurile finanțate de la buget și aproape 400 de studenți pe locurile cu taxe. Deci interesul este, este foarte, foarte, foarte mare. Pentru examenele propriu-zise, vor fi facultății unde va fi și doar concurs de dosar și vor fi și facultăți unde sunt doar examene? Cum se procedează cu, cu admiterea? Noi am avut etape în care aveam... Să spunem, cu un concurs de dosar la unele facultăți, și un examen suplimentar la, la alte facultăți. Experiența pe care am avut-o atunci ne-a arătat că, în final, se produce un fel de distorsiune pe piața forței de muncă. Adică, lumea migrează către zona în care nu este necesar un examen, un examen. suplimentar. Ori aceasta nu asigură o corelare cu nevoia de pe piața forței de, de, de muncă, și atunci am luat decizia ca să rămână concurs de dosar la absolut toate facultățile. Bineînțeles, ca oriunde, la unele facultăți este o cerere mai mare, la alte facultăți este o cerere mai, mai mică, dar avem un sistem prin care redistribuim candidații. Dacă au vrut la o facultate anume, ori pe locurile cu taxă la acea facultate, ori pe un loc finanțat de la buget la, la altă facultate. Deci, nevoia e la fel de mare oriunde, dar e clar că sunt zone în care, să spunem, volumul de investiție e mai mare. În anii precedenți, rezidențialul, adică mă refer la clădiri, zona de clădiri avea cea mai mare finanțare. Uh, pentru că erau investiile private foarte mari. Uh, de câțiva ani încoace, pe zona de infrastructură, sunt investiții foarte mari. Banii pe care îi aduc programele, banii pe care îi aduce acum și PNRR-ul, uh, situează zona aceasta de infrastructură acolo unde, unde ar, ar fi normal să, să fie undeva la paritate cu zona aceasta a, a clădirilor. Deci, revenind la întrebarea noastră este dosar la absolut toate facultățile, pe toate specializările sau programele de studii de licență din universitate. Contează nota de la examenul de bacalaureat da, în sistemul de admitere? Da. Deci este vorba de nota de la examenul de bacalaureat, fiind o universitate tehnică, punem mai mare accent, a doua notă este nota de la matematică sau poate să-și aleagă între nota de la matematică și nota de la fizică. Dacă nu a avut matematică sau, sau fizică, își poate alege o altă disciplină fundamentală cu care să se facă media finală de admitere. E un aspect aici important pe care am, nu, nu, nu l-am menționat. Bineînțeles, majoritatea Absol absol absolvenților de, de liceu vin din zona reală la, la noi. Dar sunt și absolvenți din zona umanistă, care aleg să facă... Care își că... găsesc mai târziu drumul da. în viață. Și pentru aceștia avem în, avem în cursul anului întâi, avem un ajutor suplimentar în zona aceasta de matematică, în zona de fizică, pentru a putea să... Îi ajutăm să În anul la... întâi de facultate, dar premergător în scrieri există unele universități care. Au în program cursuri pentru cei care vor am, să devină studenți noi, pentru a-i ajuta da. să se îndrepte către o carieră tehnică. Și noi am oferit aceste cursuri, le vom oferi și anul acesta. Ele sunt privite ca o, o pregătire pentru bacalaureat, în, în primul rând, ca să completăm niște cunoștințe din zona matematică-fizică, dar, bineînțeles, ajută și pentru ceea ce urmează să se întâmple în facultate, o facultate tehnică în mod necesar, în anul întâi de, de, de facultate trebuie să aibă o componentă aceasta reală, mă refer la partea de matematică, fizică, chimie. Dacă înțeleg bine, este o pregătire gratuită pe da, care o faceți da. înainte de examenele da. în universitate. Mă interesează pentru cei care ne ascultă în acest moment cum pot beneficia de aceste cursuri, când se pot înscrie, care este procedura. Să vă spun de ce, pentru că liceele din România nu oferă un parcurs educațional orientat pe cariera elevului și atunci e nevoie de o. Pregătire suplimentară, mai ales în ceea ce privește aceste meserii tehnice care necesită plecare spre matematică, spre fizică. Fără discuție, tocmai în această idee, cum spuneam, am adus peste 1500 de, de copii la noi în săptămâna aceasta, de fapt în două zile, miercuri și joi, a fost ceva absolut extraordinar. Uh, ex Sunteți ex foarte bucuros ex de, ex acest, o... de acest număr da, da, mare, vă da, văd, fără, văd entuziasmat. Fără, fără, fără discuție și încercăm, așa cum spuneam, să-i să convingem că ingineria este o opțiune, o opțiune foarte, foarte viabilă în momentul de, de față. Uh, l am uh, prezentat toate canalele de social media pe care le, le avem, deci toate aceste anunțuri despre pregătire pentru bacalaureat, pregătire să spunem, remedială pe care o oferim, ele toate vor fi pe social media și pe site-ul universității. Interesant, mai știu de asemenea că aveți o caravană a universității care a mers în 16 județe din România în luna martie. Ca și rezultate, câți tineri Ați reușit să convingeți să vină către o carieră în construcție. Păi Acești, acești 1500 sunt, sunt. dintre cei care au participat sunt la caravană. Un caravane. rezultat direct al, al caravanei. Uh, noi am, am realizat că nu noi trebuie să mergem în licee și să vorbim cu, cu elevii, ci studenții trebuie să meargă. Sunt mult mai apropiați de vârsta lor, sunt mult mai credibili. Și atunci, așa cum spuneam, ASCB-ul nostru este extrem de activ și extrem de aproape de, de universitate. Ei au luat decizia de a face această, de a face această caravană, ei au umblat în, în județe și ei au reușit să convingă liceele să vină să vadă ce se întâmplă la Universitatea Tehnică de, de Construcții București e un, e un sprijin extraordinar pe care îl primim din partea, din partea studenților noștri. Mai avem câteva mesaje. Hristos a înviat. Bună noapte tuturor. Felicitări pentru emisiune. Îl salut și pe distânsul invitat. Multă baftă în tot, în tot ceea ce face Adrian Monafu. Avem însă un mesaj pe care chiar aș vrea să-l comentăm. Nu este legat de universitatea dumneavoastră, dar de ca fenomen aș vrea să să-l comentăm. Fata mea a terminat facultatea de industrie alimentară, 5 ani cu media 8,7, nu a găsit în domeniu, este vânzătoare pe salariul minim pe economie. Colega ei cu 5,6 este la protecția consumatorilor, bineînțeles, pe baza cunoștințelor în ghilimele, înțelegem sensul în care folosește cunoștințele. Uh, Ex mai există fenomene de genul acesta? Mă gândesc la universitatea dumneavoastră. Există studenți care rămân pe din afară după facultate? Cred că, așa cum spuneam, undeva spre. Sau peste 90% lucrează în domeniul în care s-au pregătit. Ceilalți, 9%, i-am întrebat. Și voi ce faceți? Au preferat un antreprenoriat într-o altă zonă. Și-au făcut propria afacere care n-a avut legătură cu. cu pregătirea. Cu, cu, cu pregătirea. Dar a fost spiritul lor antreprenorial, adică lucrul acesta e de e de lăudat. Adică antreprenoriatul nu e cel care e, e un motor important al economiei, produce produce foarte foarte mult. Cred că astfel de astfel de situații în care, să spunem, media vine și nu face diferența cuvenită, e o situație foarte regretabilă, extrem de, de uh, regretabilă. Pe de altă parte, noi avem exemple de absolvenți care au avut uh, niște rezultate moderate în uh, timpul universității și apoi au crescut foarte mult și au ajuns foarte buni, foarte buni pro, 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 profesioniști. Uh, am un, am un exemplu, chiar să spunem foarte. Mă rog, puterea foarte, exemplului foarte apropiat, funcționează da. la noi. Uh, un un uh, absolvent al nostru care este uh, Libanez, a făcut uh, studiile de licență în Liban, a venit și a făcut uh, studiile de master în, uh, la noi, la universitate și acum e înscris la doctorat la, la, la mine. Și a spus că a descoperit bucurie ingineriei la studiile de master. La, la licență nu era foarte, foarte convins de, 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 de meserie, dar în momentul în care a făcut masterul, i-a plăcut foarte mult. I-a plăcut atât de mult încât a vrut să înscrie și la doctorat, ca să-și lămurească niște lucruri su suplimentare. Deci, nu spun, media importantă, bineînțeles. Media importantă în fața oricărui angajator dar în afară de medie mai este și dorința ta de a face, dorința ta de a învăța, dorința ta de a te dezvolta suplimentar, ceea ce este, ceea ce este foarte Pe care trebuie să o ai toată viața dacă dorești să ți atingi cea mai înaltă capacitate. Fără, fără discuție, știți, acel... În meserile viitorului afirma, cred că domnul Mircea Costoiu, rectorul de la Universitatea București, chiar aici la serviciul de noapte, Trebuie să te pregătești în fiecare minut, pentru că tehnologiile vin cu atât de mare repeziciune da. încât trebuie să te pregătești secundă de secundă, minut de minut. Eu am tot... Revin la exemple, dar... În sfârșit, experiența se construiește și din, 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 din așa ceva. Un inginer din România, inginer constructor, care acum e la o vârstă venerabilă în Statele Unite, undeva la puțin peste 80 de ani, care a plecat din România undeva în anii 80, era, conducea la vremea respectivă ceea ce se numea Centrul de Organizare și Cibernetică în Construcții, deci erau de fapt primele calculatoare din construcții la vremea respectivă, care undeva 2007-2008, m-am întâlnit cu dumnealui și mi-a spus, știi cum vor fi construcțiile în viitor? Nu. Cum facem avioanele? El a avut o carieră și la Boeing, a lucrat o perioadă la Boeing și a zis, noi avioanele acum le facem din biblioteci. Avem biblioteci de motoare, avem biblioteci de fuselaje, avem biblioteci de trenuri de aterizare, de... Și părea greu de crezut și la momentul și respectiv. Luăm din biblioteci, bibliotecile sunt șeruite între toate birourile pe care le are Boeing sau toate birourile pe care le are sistem în, în, în lumea aceasta, și din biblioteci așa trebuie să se facă și construcțiile. Eu i-am repetat povestea nătângă că, domnule, construcțiile sunt obiecte unice, fiecare e în, fel, în felul lui și nu știu, și mai zis, Gândește mai bine că nu, este, că nu este așa. Și apoi, venind către, către zilele noastre, mi-a dat un exemplu cu extinderea terminalului de la Heathrow. În momentul în care s-a extins de, de terminalul de la, de la Heathrow, managerul de proiect a fost selectat Sir John Egan, care fusese CEO la Jaguar. Și, deci, venea din automotiv. Nu, nu fost avea legătură nicio... cu. Și s a dus acolo și l a spus: O să facem uh, terminalul, cum facem o mașină. Uh, e imposibil povestea. Sunt obiecte unice, sunt nu, nu, dacă le descompui la nivel de proces este exact același lucru. Și azi da, noi avem mulți furnizori și au zis un Boeing 777 are mai mulți furnizori decât aveți voi și tot există un proces care e coordonat de computer și lucrurile se fac în, în felul acesta. A fost o lucrare extrem de mare care s-a terminat și în timp și în bugetul alocat. Drept mare inginerul român Nicolae Tutoș îl cheamă împreună cu Sergio Nigăn s-au apucat să scrie despre partea aceasta de să spunem legătură între utilizarea calculatorului în, în procesul de fabricație și construcții cuplând cu ceea ce numim Building Information Modeling. Building Information Modeling este un, un sistem de acesta de lucru cooperativ între arhitect, inginer de structură, inginer de instalații, inginer de uh, mentenanță, în care totul se întâmplă pe o platformă de aceasta care este legată la un uh, sistem de acesta informatic mare Astfel încât toate procesele, toate resursele sunt puse la comun acolo și ai un control mult mai bun asupra, asupra situației. Deci, ce vreau să spun? Dacă un copil caută tehnologie, tehnologia este deja, este deja aici, în partea aceasta de building information modeling. Uh, roboții intră din ce în ce mai mult în partea de construcții, pentru zonele periculoase, pentru zonele repetitive pentru zonele care, să spunem, sunt foarte mari consumatoare de uh, ore da -ne de Dați-ne câteva de exemple manucără. în zonele acestea repetitive. Care vor fi meseriile uh, ce vor fi preluate de, de roboți? Uh, în primul rând, care vor fi uh, sau ce se va întâmpla cu partea aceasta de inginerie? ca că să Da, pe așa. inginerie uh, discutăm uh, și uh, mă interesa... Uh, mai ales cum vedeți rolul inginerilor într-o lume a tehnologiilor? Din ce în ce mai specializat, din ce în ce mai tehnologizat, dar cu foarte multă creativitate. Adică partea aceasta de inginerie e o parte care va avea întotdeauna creativitate. Întotdeauna va, va, fi, va fi creativitate pentru că. Și creativitatea va rămâne în continuare pe latura umană? E, cel puțin pe un viitor așa pe care putem să-l să vedem, că nu putem să știm cum va evolua tehnologia, va rămâne pe, pe partea umană. Pentru că de fiecare dată un proiect nou e, un, e o provocare nouă. Din orice punct de vedere, din punct de vedere al, să spunem, terenului, din punct de vedere al, al, al spațiului pe care îl ai, din punct de vedere al cerințelor funcționale. Și atunci e creativitatea arhitectului, care este fundamentală, nu? Și arhitectul îi pune de fiecare dată o provocare inginerului, să rezolve un vis al, al, al arhitectului. Și inginerul spune că nu se poate, de obicei. De obicei, de obicei. Până la urmă se ajunge la mijlocul drumului și dacă nu e ceva interzis, expert, adică, ce vreau să spun, sistemul acesta de reglementări tehnice în construcții, fiind vorba de siguranța vieții, uneori este foarte restrictiv. El nu grădește creativitatea. Dar, în același timp, sunt niște linii roșii care nu pot fi, care nu pot fi depășite. Indiferent de imaginația indiferent, arhitecților. Indiferent. Dar rostul ingineriei este să ofere soluții. Adică, știți, discuții de acestea că nu poți să faci lucrul acesta pentru că terenul nu permite. Terenul poate fi îmbunătățit de fiecare dată, pot să fie soluții. Nu poți să faci lucrul acesta pentru că de exemplu, cine s-ar fi gândit că în Taiwan se va face o clădire cu 101 etaje în condițiile în care în Taiwan ai niște cutremuri extrem de puternice și ai și niște taifunuri extrem de, de puternice. Inginerii au găsit soluții și au făcut Taipei 101. Nu? Cine s-ar fi gândit că tot la fel, în lumea aceea din America Latină poți să faci tore maior, o clădire cea mai înaltă din America Latină, în condițiile în care sunt foarte multe cutremure. Din nou, inginerii vin și găsesc soluții. Deci, de asta spun, partea de creativitate va exista. Sunt convins că va rămâne cel puțin, repet, pentru un viitor pe care putem noi să-l să gândim în momentul de, de față. Dar cu un avans tehnologic din ce în ce mai mare. Am setat această emisiune și promoul pe care l-am avut pe online exact pe acest subiect. Care sunt meseriile viitorului? Și vă adresez următoarea întrebare. Dumneavoastră, ce meserii vedeți cu potențial de dezvoltare în următorii ani și ca specializări la Universitatea Tehnică de Construcții, cum îi pregătiți pentru acest viitor și pentru meseriile viitorului? Au apărut tot felul de ghiduri cu meseriile viitorului și citim acolo că vor dispărea foarte multe meserii și vor fi, locul lor va fi luat de altele noi. Care sunt acestea noi și cum pregătiți tinerele generații pentru provocările viitorului? În primul rând, Cred că cea mai importantă componentă pentru următorii 10-15 ani, 20 de ani, va fi acest Building Information Modeling. Fără discuții. Pentru aceasta de la licență introducem niște noțiuni prin care studentul să fie pregătit pentru acest sal tehnologic pe care îl face, îl face industria. Apoi, la master, am gândit un program de studii care să se uite chiar către acest building information modeling. Industria vrea acest building information modeling. În, în România, noi am organizat un cluster care se numește Technology Enabled Construction, în care. Universitatea este parte alături de mari actori din zona aceasta de execuție și de, și de proiectare, uh, tocmai pentru a, să spunem, a fi pregătiți de acest avans, uh, pentru acest avans te tehnologic și pentru a avea deopotrivă studenții pregătiți, cadre didactice pregătite și industria, industria uh, pregătită. Uh, cred că e un lucru foarte, foarte important că venim în întâmpinarea, în întâmpinarea unui, unui, trend care este din ce în ce mai, mai prezent. Sunt exemple de țări din partea de vest a Europei în care în tot ceea ce înseamnă lucrări publice nu poți să participi la o procedură de achiziție dacă nu ai implementat acest sistem de Building Information Modeling. Tocmai pentru faptul că acest sistem controlează mult mai bine resursele, deopotrivă resursele umane și resursele logistice financiare pe care le are orice, orice, orice proiect. Modul în care se va structura din punctul al meserilor acest Building Information Modeling, cred că este prematur să, să, să spunem având în vedere că în momentul de față nevoia este integratoare mai, mai, degrabă. Deci e un sistem colaborativ care este integrator. Cred că după o perioadă, perioadă care, să spunem, nu s-a întâmplat nici în țările care folosesc uh, de mai mult timp acest building, building information modeling, se vor segmenta astfel încât un inginer va avea o anumită responsabilitate, alt inginer va prelua o altă responsabilitate. Ne oprim pentru știrile orei 1, dar aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună dimineața, sunt Mihai Udroiu, ascultat știrile Radio România Actualități. Comisia pentru Învățământ a Camerei Deputaților a suspendat ședința de ieri consacrată legilor educației după discutarea peste jumătate dintre amendamentele depuse la legea învățământului universitar. Dezbaterile se vor relua abia săptămâna viitoare. Una dintre prevederi privește limitarea mandatelor rectorilor. Ministrul Educației Ligia Deca a explicat poziția Ministerului. Durata mandatului director este de 5 ani. De asemenea, o persoană nu poate ocupa funcția director la aceeași instituție de învățământ superior pentru mai mult de două mandate. Toate mandatele se numără, inclusiv cele incomplete, întrerupte în urma demisiei, demiterii sau suspenderii, precum și mandatele în curs la momentul intrării în vigoare a prezentei lege. Potrivit reporterului nostru Cătălin Purcaru, de partea sa USR a propus reducerea mandatelor rectorilor la patru ani, însă propunerea a fost respinsă prin vot. Senatorul Ștefan Pălărie spune că este nemulțumit de forma finală care se prefigurează. Rectorii ajungeau să se autosuspende pentru 4 zile, 5 zile, să-și considere mandatul incomplet și apoi să continue să candideze. Vedem că acel lucru a fost eliminat, dar dacă acest amendament ajunge să fie trecut și de Senat, este cât se poate de simplu, rectorii vor putea să înceapă să aibă 10 ani de acum acolo, ceea ce arată clar că este o lege care, cel puțin în această privință, a fost scrisă clar de Consiliul Național al Rectorilor. Ministerul Român de Externe anunță pe cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în perioada 28 aprilie 1 mai în Bulgaria, către Grecia sau Turcia, dar și retur către România, că se preconizează timpii de așteptare ridicați la punctele de trecere a frontierelor rutiere bulgare. el le recomandă cetățenilor români să folosească toate punctele de frontieră și să se asigure că dețin suficient combustibil, apă și alimente pentru astfel de situații. Celor care revin în țară, în data de 1 mai, li se recomandă să aibă în vedere posibilitatea creșterii considerabile a timpilor de așteptare la trecerea prin punctul de frontieră ruse la taxa de pod. Pe de altă parte, Ministerul Român de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Franța, unde astăzi este prevăzută o mobilizare la nivel național pentru grevă. Sunt așteptate perturbări ale circulației feroviere la nivel național, local și internațional, dar și ale curselor aeriene. Canada a evacuat 118 de cetățeni Canadieni și din țări aliate din Sudan, țara afectată de luptele dintre armata sudaneză și o miliție paramilitară, relatează France Press, dintre cei 1700 de canadieni înregistrați la Ministerul Afacerilor Externe ca rezidenți în Sudan. 800 au solicitat ajutorul pentru a părăsi țara potrivit autorităților. Majoritatea se află în capitala Khartoum și alte mii de cetățeni americani, britanici, chinezi, dar și români au fost evacuați din Sudan până acum. Armata sudaneză a anunțat că a acceptat prelungerea cu 72 de ore a acordului de încetare a focului, cu toate că forțele rivale nu au făcut declarații similare, lupte grele continuă însă în unele zone din capitala sudaneză Khartoum, în ciuda armistițiului aflat încă în vigoare. Datele meteo, astăzi vremea va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată în dimineața. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiaza în zona montană și submontană, însă condițiile pentru ploi de scurtă durată vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 18 grade. Acum la București sunt 8 grade. Sport cu Răzvan Apostolescu Bun găsit tuturor, Leon Rodman, cel mai vârstnic campion olimpic din sportul românesc, a primit colanul olimpic în cadrul adunării generale anuale a Comitetului Olimpic și Sportiv Român. De asemenea, Doina Sava și Ioan Duspinescu au fost premiați pentru întreaga activitate. Tot la adunarea generală anuală a Comitetului Olimpic și Sportiv Român s-a anunțat că România va organiza o nouă ediție de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European în anul 2027, la 14 ani distanță de la întrecerile care au avut loc la Brașov. Naționala masculină de handbal a României a pierdut acasă în fața Austriei cu 35 la 30 pe ultimul meci din grupa a patra preliminară pentru campionatul european. În clasament Austria este lider cu 10 puncte din 10 posibile și este deja calificată la turneul final, în timp ce România și Insulele Feroe au câte 4 puncte fiecare. În ultima partidă din grupă, băieții pregătiți de Xavi Pascual vor evolua în Germania împotriva Ucrainei duminică 30 aprilie. Știrile orei 1 se încheie aici la Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități. Doamnelor și domnilor, deschidem ora a doua a dialogului cu rectorul Universității Tehnice de Construcții din București, domnul Radu Sorin Văcăreanu. Nu am discutat despre oportunitățile extraordinare pe care ni le oferă Uniunea Europeană în viitorul apropiat. Este vorba de tehnologiile verzi, de smart city-urile, de tot ceea ce va însemna pentru noi sustenabilitate și un trai mai curat. Există o oportunitate extraordinară. Sunt pregătiți studenții dumneavoastră pentru, pentru acest gen de meseri? Pregătirea pe care o primesc în școală le, clar le deschide aceste pe perspective. Totuși, ca să valorifice aceste pe perspective, trebuie să ai un cadru. Trebuie să ai un cadru care vine din reglementările tehnice. Lucrurile... Din punctul ăsta, de, de vedere, s-au schimbat foarte mult în, în, ultima, în ultima perioadă. Există acest concept de ENZEB, cu care toată lumea, să spunem, este, nu aș spune familiar, cât mai degrabă e privit așa, ca, ca un sfânt graal, așa, în, 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 în inginerie. Există în momentul de, 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 de față reglementării tehnice, există cadrul legislativ. deci Cuvântul acesta de sustenabilitate care e folosit cam peste tot, dar dacă ne uităm la sustainable development goals, cele cele 17, eu cred că în mai mult de jumătate regăsim partea aceasta de de construcții. Există programe de master care se uită către tot ce înseamnă performanță energetică, eficiență energetică a clădirilor. Există programe de master care se uită către materiale potrivite pentru acest tip de construcții, concepție pentru acest tip de construcții de altfel și Consorțiul European din care facem noi parte, eu Conexus, are chiar în titlu, e vorba de sustainable și de smart, sunt, sunt în titlu acolo. Universitatea la fiecare patru ani vine cu un plan strategic, și în planul acesta strategic, cât îți declare direcțiile principale de dezvoltare, noi, în momentul de, de față, avem Smart City, reziliență la dezastre, eficiență energetică. Acestea sunt cele trei direcții mari la care, la care ne, ne ne uităm. Și îndrăznesc să spun că Universitatea e un, e un pionier în toate cele trei pe care le-am le -am declarat. Prin planul strategic, adică nu e doar o declarație într-un Am într înțeles. Plan Credeți în această idee de smart city implementată în viitorul apropiat în România, pentru că au apărut chiar și unele localități mai mici, nu numai marile orașe din vest, au început să implementeze acest concept. Smart city e conceptul mare. Eu m-aș referi la smart buildings, că ca să ai un smart city trebuie să ai un smart buildings da, pentru smart buildings eu cred că suntem, suntem ce înseamnă suntem, întâi de toate un smart buildings? O, o clădire care să știe singură ce trebuie să facă și să îți spună când o doare ceva și să aibă capacitatea dacă poate să autoregleze cu atât mai bine, dacă nu să ridice mâna și să spună am o problemă aici avem în România și, astfel de clădiri? da, da, avem astfel de, de clădiri, dezvoltatorii mari de, uh, au, au început în partea de office, în partea de, de, de birouri, cu astfel de clădiri care sunt mari. Acum se merge din ce în ce mai mult și pe zona de rezidențial. Bineînțeles, smart uh, vine, vine cu un cost, dar costul respectiv, în timp și își găsește justificarea. Dacă te uiți fără pe discuții. piața construcțiilor acum, observăm că dezvoltatorii imobilieri încep să livreze deja locuințe cu panouri fotovoltaice, da. pentru că oamenii își doresc un confort al lor și sunt dispuși să plătească pentru acest lucru. Toată această combinație de, să spunem, soluții eficiente energetic în ceea ce privește partea aceasta de închidere și compartimentare a unei clădiri însoțită de. Panouri, însoțită de pompe de căldură, vine și, să spunem, întregește acest concept de, de smart building, dar asta înseamnă și toată partea de senzoristică care este, care este cuprinsă, și clădirea aceasta, ca să fie smart, trebuie să fie smart și la provocările climatice, dar trebuie să fie smart și la provocările naturii, care sunt diferite, de la vânturi extreme la zăpezi extreme, la cutremure extreme și așa mai departe. Deci, E un concept integrator, dar care își găsește efectiv, în momentul de față, o, să spunem, o materializare. Apoi vine Internet of Things, care vine și, să spunem, unifică toate, toate, aceste, toate aceste lucruri. Și, și nu avem cum să rămânem în urmă, dar trebuie să ținem pasul, începând de acum. Eu cred că. Ritmul de dezvoltare pe care îl are România, și cât de mult a recuperat România în ultimii 10-15 ani, este, este uriaș. Adică, dacă ne gândim așa la uh, anul 2000 sau anul 2010 și ne uităm la, nu așa, la niște indicatori de ăștia macro, de genul Produsul intern Brut, uh, normalizat cu, cu numărul de locuitori investițiile normalizate cu număr de, de de locuitori avansul este este extraordinar. Din păcate, el nu e uniform, adică sunt uh, zone în România care au, au decolat pur și simplu. Uh, sunt zone care trebuie să fie ajutate pentru a pentru a decola și ele la la rândul lor, pentru că o o dezvoltare de această unitare e singura care poate să producă într-adevăr o bunăstare. Povăuici Ioan, ascultătorul nostru de, de pe Facebook, bună noapte! Ce spune invitatul dumneavoastră despre inteligența artificială? O întrebare generală, da. dar să o adaptăm la domeniul construcțiilor. Uh, pentru domeniul construcțiilor... Uh există spunem, provocări care pot fi rezolvate fără discuție de partea aceasta de inteligență artificială, în momentul în care conceptul, creația, este rezolvat. Deci conceptul și creația rămâne la partea aceasta de inteligență umană, ca, ca să-i spun așa, dar apoi există foarte multe componente care pot fi preluate de inteligența inteligența artificială. Aici mă refer de la partea de boți, nu? care pot să facă o mulțime de, de lucruri care presupun o muncă repetitivă și care să nu fie așa foarte recompensa recompensatoare pentru cei care, care o fac, până la partea de, să spunem, proceduri care pot fi la rândul lor preluate de partea de inteligență artificială, inteligența artificială cu plândule, da, pentru că și până acum calculatorul știa să facă procedura unul, procedura proceduratuie sau un bot să rezolve, nu știu, niște contracte de, de muncă, dar inteligența artificială trebuie să fie cea care, care integrează, integrează procesul, dar rămân la ideea aceasta că partea de creativitate, creativitate uh, rămâne la uh, la o din păcate, partea aceasta de inteligență artificială nu, nu ne rezolvă pe moment acest deficit uriaș pe care îl avem, deficitul de forță, forță de muncă, de, de resursă umană pe care o avem în, în construcții. Am deschis site-ul dumneavoastră, site-ul Universității Tehnice de Construcții astăzi și foarte mare pe prima pagină îmi apare acest mesaj: Poți fi un influencer al viitorului înscriindu-te la facultate, la Universitatea de Construcții și recunosc că m-a intrigat puțin acest mesaj cum poți fi, de fapt, un influencer al viitorului ca absolvent al unei facultății tehnice? În primul rând, prin faptul că tu, de fapt, remodelezi nu? și creezi trenduri. E foarte, e foarte, important. Adică ceea, ceea, ceea ce faci se vede, se simte, e acolo. Trendul pe care îl creezi, dacă mă refer la case versi sau la, la, la sustenabilitate, influențează, influențează extraordinar de mult pentru că noua, noua generație e foarte, foarte deschisă și foarte doritoare pentru, pentru, să spunem, aceste provocări care vin din zona aceasta de sustenabilitate, din zona de, de verde, din zona de rezilient, pentru că, de fapt, conceptul ăsta de sustenabilitate e conceptul mare, care înglobează tot. Adică și partea de verde, și partea de eficiență, și partea de reziliență, toate sunt acolo. Adică nu poți să ai o, un viitor sustenabil dacă aceste componente nu sunt, nu sunt integrate și nu sunt adresate în mod corespunzător. Din cauza aceasta, termenul e foarte, foarte iubit de, de generație influencer. Sigur, și atunci, de studenți și, și de, și de atunci adolescenți. Am, da. am zis că poate să fie ceva care să atragă, pentru că în momentul de față cantitatea de informație este atât de mare încât dacă n-ai un, n -ai un catch în care e un cuvânt cheie care atrage și aduce un, un click despre ce e vorba, vreau să vă și eu despre, despre ce, e, ce e vorba bineînțeles aici discuțiile sunt, sunt foarte, foarte multe și știți mediul academic e un mediu conservator prin tradiție în ce măsură se potrivesc aceste mesaje cu mediul academic, eu cred că e în regulă să fie așa e regulă să, 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 să fie așa Când pentru generațiile că generațiile se schimbă trebuie să ai dialog cum, trebuie să nu ai dialog. cum adică să rămâi în urma lor timp nu există un, un, ca să fie atractiv un, un vorbeam ră, de competiția ră, cu universitățile într -un, de afară un, da, rămâi într-un turn de de și acolo, ok, e foarte bine ți-ai păstrat o o de asta și o rigiditate academică care trebuie să fie în procesul educațional, dar în același timp dialogul trebuie să, trebuie să fie prezent Vă propun să discutăm și despre proiectele internaționale la care ați participat pentru că recent mai mulți studenți ai universității au fost prezenți în Statele Unite ale Americii la San Francisco la un eveniment al Excelenței Seismic Design Competition 2023. Ce înseamnă această participare pentru mediul universitar din România și ce rezultate au obținut studenții, studenții români? Și mă interesează ce impact a avut participarea studenților la această competiție internațională. Este o competiție organizată anual de. Oarscue Engineering Research Institute din Statele Unite, deci Institutul de Cercetare pentru Inginerie Seismică. Ați fost alături de alte universități de prestigiu da. prezenți acolo? Uh, ea este adresată doar studenților de la ciclu de licență, uh, în care studenții singuri parcurg toate etapele, în sensul că ei primesc o temă de proiectare. De fiecare dată, tema de proiectare pe care o, 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 o primesc, are o provocare, o provocare mare, în care ei trebuie să rezolve niște probleme grele de inginerie. În momentul în care primesc tema aceasta, ei fac o propunere. Propunerea respectivă este jurizată și apoi se comunică echipele care s-au calificat, deci propunerea au fost acceptate și pot să meargă mai, mai departe apoi urmează să-și materializeze acea propunere făcând o machetă, de obicei din lemn de balsa, deci un lemn foarte, foarte ușor, o machetă care trebuie să respecte cerințele concursului, care trebuie să fie în linie cu propunerea pe care, pe care, pe care ai făcut-o și sunt niște criterii pe baza cărora se, se judecă. Există criterii în ceea ce privește partea de arhitectură, există criterii în ceea ce privește partea de inginerie, partea de sustenabilitate și partea economică. Foarte foarte important. Universitățile nu susțin financiar aceste echipe. echipele trebuie să de meargă, trebuie să finanțare. meargă și să, să, să și găsească finanțare. Deci piciuind, ca să folosim limbajul așa romgleza Ducându-se și susținându se cauza în fața diferiților sponsori, de obicei firme din domeniul construcțiilor, care, în felul ăsta, încă o dată, intră în competiția asta pentru, pentru tinerele talente, și trebuie să-și obțină fondurile necesare pentru a dezvolta. Este un talent și acesta de a trage, foarte important, de a trage bani. E extraordinar de, de, de important, dacă ne întoarcem la spiritul antreprenorial, care trebuie să, să existe. Uh, și odată ce au aceste machete, se duc în statele unite, de obicei, nu de obicei, de fiecare dată uh, seismic design competition este cuplat cu o conferință a acestui Institut de Inginerie Seismică din uh, statele unite, astfel încât uh, sunt și profesorilor acolo, dar profesorii, repet, profesorii doar au un rol de advisor, nu e, rostul, nu e rolul lor să facă proiectul. Profesorii sunt mai degrabă la partea de conferințe, sunt alături de, alături de, de, echipă. România, aici eu aș începe prin a felicita echipa colegilor noștri de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, care au locul întâi din foarte multe universități, din care universități extraordinar de puternice din Statele Unite ale, 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 ale Americii. Uh, echipa noastră, spuneam, sunt mai multe, sunt mai multe uh, jurizări. Echipa noastră a luat locul întâi la partea de proposal, deci au considerat cea, cea mai bună propunere. Au luat locul, locul întâi la partea de arhitectură, deci a fost considerată cea mai bună, cea mai bună arhitectură. Au luat locul 1 la zona aceasta de uh, poster. Uh, pentru că ai și un poster, o, o, o prezentare, și locul 3 la niște dispozitive speciale pe care le-au uh, folosit. Din păcate, erau în pole position, ca să spun așa, pentru locul 1. Proba finală este proba în care macheta respectivă este pusă pe o platformă seismică și este încercată la două, la două mișcări uh, seismice uh, dintr-un motiv pe care încă se chinuie să-l de, să deșifreze, cu toate că machetele au fost testate de opt ori la rând în România, acolo macheta a cedat. Nu a rezistat. Ceea ce, ceea ce uh, te depunctează și... Uh, nu au uh, nu, nu obținut locul, locul așa cum, uh, cum, cum sperau. Uh, a fost un moment în care bineînțeles au fost extrem de supărați, extrem de dezamăgiți. Noi le-am spus în continuu că suntem extraordinari de, de mândri de ceea ce au reușit să facă și câștigul cel mai mare este că au participat la un astfel de concurs, au putut să interacționeze cu, cu cele mai mari universități din lume și să dovedească că este, este posibil și uh, ingineria s-a născut și aici, ca să ca să se spună așa. Acum sunt foarte montați, și vor să afle ce s-a întâmplat de deci s-a întâmplat să fie să data mai vincoară. bine pentru pentru. Dar Petolanul. cum ați simțit dumneavoastră, cum au fost priviți uh, studenții români ca și ca și școală de inginerie parteneri în egal, străinătate? Partener egal. Absolut parteneri partener egal acolo știți, vezi, lângă tine e UC Berkeley, puțin mai încolo e Cornell University. Deci a stați puțin la aceeași încolo... masă cu universitățile da, 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 de prestigiu da, și, ale lumii. Și veneau, se sfătuiau, vorbeau, se ajutau, adică spiritul acela, și deci ei sunt într-o competiție, dar în, 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 în același timp echipele se ajută între, între ele. Dacă unul are nevoie de ceva, imediat, altă, altă echipă îi, îi ajută. E, E un spirit acolo absolut extraordinar absolut e, e, extraordinar și fiind și o organizare de aceasta, și pe modelul american în care, în care totul este foarte deschis, foarte familiar, foarte transparent, toată lumea se simte foarte, foarte, foarte bine. Avem o întrebare primită de PSMS de la un ascultător român din Spania. Ne întreabă de ce universitățile din România nu se află în topul universităților prestigioase din lume. Răspunsul e, să spunem, direct, așa și îl știe toată, toată lumea. Ca să poți să obții rezultate extraordinare, trebuie să ai o finanțare cel puțin la fel de bună. Faceam. Concursul a fost în San Francisco an anul ăsta și uh, știam ordinul de mărime al bugetului sistemului de universități din universități. Știți că ei au Universități California și după aceea au cele nouă campusuri at Berkeley, at LA, at San Diego și așa mai departe. Uh, pierduse în buget undeva pe la 40 de miliarde de dolari. Acum când am uitat bugetul e de 47 de miliarde. Bun și cu inflația și cu toate. 47 de miliarde de dolari e o cincime din PIB-ul României. Deci sistemul de universități din California are o cincime din PIB-ul României. Era de așteptat ca University of California at Berkeley să aibă și numai un program de inginerie civilă din, 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 din lume. Asta ar fi pe de o parte, pe de altă parte este un sistem extraordinar de organizare, pentru că totuși dacă ne uităm în top 10, în top universitățile anglosaxone întotdeauna sunt uh, vazii prezente. prezente. acolo, nu, nu se nu se până urmă. E cu totul alt sistem de organizare, este absolut cu totul alt sistem E vorba numai de, organizare și de uh, selecție. bani Eu... sau e vorba și de performanță? Organizarea aceea aduce, aduce performanță. Când mă refer la organizare, de exemplu, mă refer la, la selecție. Selecția pentru un cadru didactic este acerbă, tocmai pentru faptul că li se pun la expoziție ulterior niște resurse extraordinare. Cu ani în urmă, la ETH, la, la Zurich, catedra de siguranță în construcții a devenit vacantă pentru faptul că profesorul Faber, care era danez, a preferat să întoarcă în Danemarca și să preia catedra de la Universitatea Tehnică de Danemarca. Și atunci s-a vacantat postul. Pe postul respectiv au fost peste 200 de candidați. Pentru că e vorba de ETH Zurich, de resursele pe care le are ETH Zurich. La un moment dat m-am întâlnit cu doamna rector de la ETH Zurich și mi-a spus eu conduc de fapt 500 de aproape nobeliști. Deci, aici ce... aici e comparația da, până e, la urmă, exact, adică, între știi, noi și ei. Nu, nu, adică, de ce Loganul nu e, nu e Rolls Royce? Nu e Rolls -Royce. <laughs> Ca să fie Rolls Royce e nevoie, în primul rând, să nu smucești Rolls royce așa cum nu trebuie să-ți mucești universitățile. Noi suntem într-un proces de reformă continuă, știți? Nu mai știu cine, Mircea Malița sau cineva care a fost ministru învățământului, că învățământul românesc se va liniști că nimeni nu mai va face nicio reformă. Deci tot timpul reformăm, tot timpul regândim. Învățământul trebuie să așeze în primul rând, după ce l-ai lăsat să așeze, vezi, mai, mai, rotești un, un buton, mai, mai faci ceva, dar... Ajustez uh, doar. Se discută legile educației acum în Parlament, da. uh, vor începe discuțiile pe uh, sistemul universitar. Sperați la o mai bună finanțare prin noile legi ale educației, la o creștere a finanțării pentru mediul universitar? Uh, sperăm. Bineînțeles că, că, că sperăm. Uh, dar în același timp sperăm și să avem o corectare a unor situații care cel puțin pentru învățământul tehnic au fost extrem de, de nefavorabile. La ce vă referiți? Mă refer uh, la judecata, să spunem, uh, uniformă a zonei acestea de, să spunem, de știință. Aici mă refer la fizică, chimie, biologie, adaug și matematica, uh, bineînțeles, și zona de de inginerie. Performanțele așteptate din partea unui tânăr sau din partea unui cadru didactic din zona de inginerie trebuie să fie diferite de performanțele așteptate din zona de fizică sau din zona de, de chimie. La ce mă, la ce mă refer? S-a pus, prin legea din 2011, s-a spus așa, ca cineva să ajungă asistent să poată să aspire la un post de, de asistent, trebuie să aibă să fie doctor. Deci să fie doctor în științe. Deci asta înseamnă așa, că un tânăr care termină ciclul de master, întâi se înscrie la doctorat, stă 3 sau 4 ani de zile să-și facă doctoratul și ulterior va da un concurs pe post de asistent, la capătul căruia va obține 3000 de lei. Deci, Total nemotivant? Și... Total ne nemotivant. Care a fost rezultatul? Ingineria a fost golită. Deci cei mai buni absolvenți ai, ai, ai noștri, nu numai de la noi, în general, din, din inginerie se duc imediat către industrie care recompensează mult, mult mai bine. La noi a fost cum a fost, dar la medicină ceea ce s-a întâmplat este și mai, și mai grav. Pentru faptul că nu, deci trebuia să-și facă și rezidențiatul, trebuia să-și facă și doctoratul, și după aceea, la sfârșit, vedem noi dacă tu poți să rămâi asistent. E, e, e o corecție pe care o așteptăm. Adică, lasă, lasă absolventul să intre, să fie asistent. Bineînțeles, dacă vrea să meargă dincolo de asistent, trebuie să-și facă un doctorat în, 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 în domeniu, dar lasă-l să intre în sistem nu îl pune să aștepte 3 sau 4 ani de zile pentru un viitor ipotetic în care va intra în sistem în timpul ăsta el văzând că un coleg de al lui care s-a dus în industrie deja câștigă de câteva ori mai, mai bine. Adică, bineînțeles, există niște burse pentru studiile doctorale, dar ele nu pot fi comparate cu ceea ce dă industria. Bineînțeles că teoretic există proiecte de cercetare pe care poți să implici un doctorant, și deci să aibă un venit suplimentar. Dar proiectele de cercetare, care sunt finanțate de către, de către stat, merg majoritar nu către inginerie. Și atunci, din nou, noi, de Vă exemplu. Vă simțiți undeva ca o cenușăreasă a da, sistemului da. universitar. Din fericire, din fericire. Industria e foarte interesată de serviciile noastre și atunci avem proiecte de cercetare, proiecte de consultanță, proiecte de prestări servicii în universități prin care industria vine și umple golul acesta, dar proiectele cu industria în general sunt proiecte scurte, sunt proiecte pe 6 luni, pe opt luni, pe trei luni, pe un an de zile, ori un doctorand are nevoie de o predictibilitate Adică nu poți să-i spun ok, ai venit la, la noi, la, la doctorat, ai bursa de doctorat și avem un proiect pentru 3 luni sau pentru 6 luni, după aceea mai vedem. În condițiile astea el spune, ok, atunci mă duc către industrie și îmi văd de, de treabă în, în în industrie. Deci noi am, am pierdut, am pierdut uh, sistematic șansa de a avea absolvenți foarte buni, asistenți, tocmai din, a, din cauza acestei bariere în care se spunea, ok, întâi trebuie să îți faci doctoratul. Aveți speranțe că va schimba în bine această reformă a educației? Se vor schimba lucrurile în domeniul universitar, astfel încât să, să constatăm un salt față de ceea ce a fost până acum? Eu am, am observat în diferitele drafturi de lege care au, care au circulat. Din păcate, discuția s-a concentrat, așa, discuția din spațiu public s-a concentrat către niște subiecte care privesc undeva sub 5 la mie din, din, studenți. Aici eu mă refer la tezele de doctorat, dacă tezele de doctorat, cum facem ca să fie teze de calitate, Bun, așa sunt sub 5 la mie din, din studenți în România. Restul, merit o discuție mult mai, mult mai aprofundată și spuneam lăsând la o parte subiectele acestea de, să spunem, de nișă, dar care sunt foarte importante în spațiu public, asta nu, nu pot să percep, exact cum e la preuniversitate, se discută foarte mult despre olimpici. Ok, bun, olimpici sunt mândria României, dar de fapt această lege îi privește pe toți copiii, nu numai pe, pe olimpici. La fel și aici avem avem studenți, studenții doctoranzi reprezintă o fracțiune, dar cei mai mulți sunt, sunt studenții de la licență și de la master. Bun, și spuneam că am văzut că se încearcă să se să, să, să vină cu niște propuneri legislative care să corecteze niște lucruri pe care timpul l-au dovedit că nu erau, nu erau potrivite. De asta am spus, sistemul trebuie lăsat să se așeze întâi. Da? În momentul în care ai o lege și legea o modifici de două, de trei, de patru, de cinci, de, de șase ori, nimeni nu mai știe în încotro. La fel, sper că acum acele multe, multe modificări care au apărut la, la Legea Educației Naționale din 2011 să se, să se așeze și să știm și noi cum pornim la, la drum mai, mai departe. Mai avem puțin timp din emisiune și aș vrea să discutăm un subiect. În legătură cu riscul, riscul seismic în România, știu că aveți o foarte. Uh... Mare expertiză în, în acest domeniu. Mă uitam domnule rector că se construiește în România pe fiecare porțiune de teren liber, iar oamenii au început să își pună mai multe întrebări legate de siguranța construcției atunci când își cumpără o locuință. Mă interesează strict sfatul specialistului care ar trebui să fie criteriile la care să fim atenți atunci când achiziționăm o locuință. Ca să fim siguri, să avem siguranța uh, garantată. Uh, discuția a devenit foarte, foarte aprinsă, după, după evenimentele tragice din Turcia și apoi evenimentele din Gorș, care, bun, n-au fost niște evenimente tragice, dar uh, în sfârșit au, au creat foarte, multă, foarte, foarte multe emoții. Uh, din experiența pe care au avut-o. Turcii, după cutremurul de la Izmit din 1999, atenția aceasta la nivelul de siguranță la cutremur al clădirilor durează cam un an jumate, doi ani. Apoi mentalul colectiv să spunem, nivelează așa, nivelează subiectul. Uităm repede. Da, da. Uităm, uităm repede pentru că din fericire cutremurile sunt rare cel puțin la noi sunt, sunt rare cutremurile mari cutremurile uh, importante uh, în momentul în care ne luăm o, o locuință, dacă e vorba de o, de o locuință nouă trebuie să ne asigurăm că există o carte tehnică dacă există o carte tehnică înseamnă că în cartea respectivă tehnică trebuie să regăsim documentele importante uh, care ne dovedesc că au fost asigurate toate etapele care garantează siguranța în construcție de la partea de proiect tehnic la partea de să spunem execuție care are rapoartele de la de șantier, responsabil tehnic execuție, inspecția de stat în construcții. Deci Primul semn rău ar fi că nu există carte tehnică, și încep discuțiile că nu avem, dar o aducem, o facem. Dacă nu există carte tehnică. Este obligatoriu să vedem Pent, această pentru, carte tehnică? Pentru o clădire nouă, obligatoriu să vedem această, această carte tehnică. Dacă e vorba de o clădire existentă, bineînțeles, în momentul 77 vine și face diferența, pentru că, după 77, reglementările tehnice în ceea ce privește siguranța la, la cutremur au, au crescut foarte, foarte mult. Uh, asta nu înseamnă că o casă sau o clădire făcută înainte de 1977 uh, obligatoriu trebuie să aibă probleme. Dar există un istoric al ei, există un, un, un istoric pe care putem să-l vedem dacă n-a trecut prin un proces de reabilitare termică care acoperă cam tot ceea ce se putea vedea dar se poate vedea din interior. Se poate vedea din interior pentru că reabilitarea termică se face doar pe exterior. Deci putem să vedem fisuri, putem să vedem crăpături, putem să vedem reparații locale și să întrebăm de ce au apărut acele, acele uh, reparații locale. Uh, Dar vechimea e un criteriu la care trebuie să ne uităm pentru trebuie că... Trebuie să ne raportăm la momentul 77 și mai e un moment foarte important la care trebuie să ne raportăm la momentul 63. Deci 1963 coincide cu momentul în care reglementările tehnice privind rezistența la cutremur au devenit obligatorii. Au existat niște norme, niște recomandări, să spunem, ale Ministerului Lucrurilor Publice după cutremurul din 40. Dar acelea nu au avut un caracter de obligativitate. În unele cazuri au fost folosite. În unele cazuri, dacă au fost folosite, au fost cu totul și cu totul întâmplător. Dar Momentul 63 a, a produs, să spunem, o, o schimbare prin faptul că au apărut niște reglementări care sunt obligatorii, chiar dacă ele s-au dovedit insuficiente în 177. Dar clădirile respective, în marea, marea majoritate a cazurilor, nu au omorât oameni. Clădirile care au omorât oameni au fost cu excepția a trei exemple, clădiri care au fost făcute fără niciun fel de regulă de proiectare la la cutrămă. Apoi în afară de, să spunem, momentele acestea de, de, de timp, dacă e vorba de o clădire existentă, e foarte important o discuție cu proprietarii care stau acolo de mai mult de mai mult timp. Dacă au fost probleme, cum a reacționat după 77, cum a reacționat după 86? Dacă în momentul 90 a adus, să spunem, niște modificări importante în structura de rezistență, cât de mult s-a intervenit barbar asupra clădirii? Pentru că sunt situații în care s-au desfințat pereți, da? Eu nu mă refer aici doar la pereți despărțitori. Sunt situații în care s-au desfințat pereți de rezistență, trecând peste orice fel de rațiune. În momentul în care in-intervii asupra asupra structurii de rezistență a unei, a unei clădiri. Deci, sunt, sunt o serie întreagă de întrebări. În care, dacă aveți posibilitatea să consultați un inginer constructor, este foarte, foarte bine. Un minut până la finalul emisiunii. Aș vrea să tragem o concluzie a celor discutate până acum. În special, în ceea ce privește o carieră în domeniul ingineriei, am prezentat avantaje, mai puține dezavantaje, pentru că, așa cum spuneam, cererea este foarte mare. Ce-i sfătuiți pe tinerii care ne-au ascultat până acum și care poate nu sunt hotărâți spre ce domeniu să meargă? Eu recomand cu toată tărie ingineria. Ingineria își va găsi drumul ei, indiferent de să spunem, drumul sinuos pe care îl are economia unei, unei țări și, în al doilea rând, ingineria de construcții. Sunt absolut convins că în viitorul mediu va oferi o recompensă deopotrivă profesională și financiară pe măsură. Vă mulțumesc pentru participarea mulțumesc la emisiune. Serviciul de noapte la final, invitatul nopții rectorul Universității Tehnice de Construcții București, profesor doctor inginer Radu Sorin Văcăreanu. Echipa ediției Lumița Voina de la microfon, Maria Țoghină, producător, Luciana Gingărașu, editor, regia de emisie, Antonia Ciulian și Mirela Drăgan. În numele tuturor vă mulțumesc pentru atenție. În luni noapte aveți întâlnire cu Maria Țoghină despre tehnolo tehnologiile digitale în sănătate. Veți afla despre o premieră în cercetare. Rămâneți în continuare cu colega mea Anca Romeci, vă mai reține până la două fix cu momente muzicale deosebite pregătite pentru voi. Music Anca O rubrică de Anca Romeci. Wow, citesc pe însăși Barbara Streisand. Dat fiindcă o fată poate ieși din Brooklyn, dar Brooklynul niciodată din ea, prin forța muzicii. Astă seară sala de spectacol are forma unei cupe de cleștari, cu simbolicul pentru New York, bătrân pod Brooklyn Bridge, din bule de șampanie, proiectat pe fundal. În foaier, interviurile cu admiratorii de viață se țin la. I said to my husband, This girl is going to be one of the great talents of the world. Uh, Every time my brother-in-law puts on his hi-fi, he plays Barbara Streisand's albums. Incidentally, if you should run into a shower, just step inside my cottage door and meet the million-dollar baby. Și apoi, conform ritualului de celebrare a sale, în imperială purpură fosforescentă drapată, escortată, ca de obicei, din dressing room, de staful ei de bodyguards, suverana se apropie de culis. Dumnezeu, toate inimile prin să bată mai tare, toate blițurile sclipesc în energia aproape palpabilă degajată în aer, până ce, cu încetinitorul, cortina se ridică și în cupa de cleștar. Aplauze și șampania nopții cu Brooklyn Bridge, repet, proiectat pe fundal. Dinaintea publicului, doamnelor și domnilor, se înclină the one and only Barbara Strass. Thank you, thank you. Thank you. Well, I <laughs> de ce oriunde pe harta pământului. Din Statele Unite ale Americii până în Israel, Australia, Europa. Fanii săi de toate vârstele declară deopotrivă că nu plac pe Barbara Streisand. I don't like her, I love her. Ci o iubesc. Pur și simplu o ador. Răspunsul e gratitudinea pentru cealaltă existență de bază, pe care cu toții am trăit-o prin filmele ei. Extravagant, trăznitoarele blockbuster musical-uri în tehnicolor. Rulate cu casa închisă Pe timpurile când de la 4 dimineața Făceam cozi kilometrice În fața cinematografelor de cartier Doar, doar o împrinde și la suprapreț Un bilet de la speculații. Oh, in brooklyn it might have taken me 33 years but i did finally come back here right you're the town that begat judge judy leave a horn and of course yours truly Ta. Recunosc, dacă nu auzeam pe Barbara Streisand, omagindu-și Brooklynul natal, cât și pe nativii acestei, celebrități de calibru, fraților Gershowitz, alias Ara și George Gershwin, primului compozitor de muzică de film, Salvatore Antonio Guaragna, rebotezat al italiano, Harry Warren, sex simbolului cu buze de sofa, Mae West, Lina Horn, meșterului comediei de încălcit limba, Danny Kaye, sau inventatorului spumoaselor ticuri verbale, Jimmy Durante, zis Jno Sola, pentru nasul lui ăla mare și simpatic. Sincer, nici prin gând nu-mi dădea că, stai mă, Brooklynezii ăștia sunt, de fapt, o specie cu totul la parte de indivizi. Că afro, italo or jewish american ce-i mai cu mința norda picioarele pe pământ. Al n-ai bine talentați, ambițioși și răzbătători. Wrap it up and charge it That's my favorite phrase How lucky can you get When I see the show I think I'll give them a raise Gee, Ceea ce s-a dovedit perfect valabil și în cazul ei Jet be jet fetei săraci Vecina noastră, Barbara Streisand Plecată de jos din cosmopolitul cartier popular al Brooklynului Cu un strop de noroc Însă mai ales tenacitate să mai dea și la alți Luând de coarne obitul, Și în uragan impunându-se cea mai strălucitoare stea 100% self-made Adică prin A very simple person, and she made it. So she's it's like so one so. of us. She wasn't the richest girl in the world, and she didn't come from the best background. She didn't have any tutors like some of our rich girls, and she came up like everybody else, the hard way. Everybody says don't. Everybody says don't. Everybody says don't walk on the grass. Don't disturb the peace. Don't skate on the ice. vă să zică, pentru a ne limpezi ce înseamnă self-made. Când vii pe lume, copil sărac dintr-o familie modestă, iudeo-ruso galițiană de profesor și secretară de liceu, cum i-a fost dat Barbara Streisand să se nască pe 24 aprilie 1942 în spitalul evresc din Brooklyn, când tatăl dicta mai splendoarea de bărbatul atletic, aventurier la viața lui, te lasă orfan din faș. Iar sub povara facturilor de plată, propria-ți mamă confundă tandrețea maternă cu porția de mâncare caldă, oferită zi de zi, la pachet cu vreo mie și una de critici, că ce muzică, ce actorie, ce cai vers pe pereți, Barbara. Tu nu te uiți la tine în oglindă, că ești eu. Leit șnoțola doi, cu nasul ăla de Pinocchio, fata mai. Prescurtă, când toate sunt potrivite. Regula de aur a împlinirii visului american e fix să nu-ți pesi. Soții pata, că ești grozavă și vei deveni cineva. face că, sigură de calitățile ei vocale, devenise un obicei matinal în cartierul Brooklynului, ca școlărița Barbara Streisand să deschidă larg ferestrele și să le cânte vecinilor de bloc sau simplilor trecători, rămași în cremeniți locului de admirație. Pe pare că la nasul de Pinocchio nu se mai gândea nimeni. Anka or rubrica de Anka Romach. One, let's have it. One, two, three, four. One, two, three, four. Tell an open invitation to join the show. Remember, mesianicul Alexis Corker cel care în atât de scurtă sa existență terestră, începută primăvara la Paris, pe 19 aprilie 1928 și înghețată 55 de ani mai târziu, în chenarul londonezei dimineți de 1 ianuarie 1984, a fost tatăl Fiul și sfântul duh al bluzul britanic, învățătorul tuturor albilor, între ale afroamericaneștilor meșteșuri electrici, mentorul megastarurilor continentale în devenire și declanșatorul bombei anglosaxone cu ceas rock'n'roll. proclamat schimbătorul la față al scenei muzicale de anii 60 pe Tamisa. Între toți, el, Alexis, având faima de cântărețul, chitarist și pianist, inițiat în secretele și cagobluzului electric, marca șacalilor negri, Big Bill Bronze, Lonnie Johnson, Mad Waters, al căror limbaj l-a predat cu religiozitate misionară prin părțile noastre de Europa. Ding on and on. These shots around me. Chain away from my leg These shots around me. Chain away from my leg These shots can't hurt me. I can chain gonna kill me dead. One more time. Hey, pick me up. Put me down in the county jail. Hey, pick me up. Have put me down in the county jail. When you let my baby, I come and go home, my baby. Și tot apropo de cele o și una de ipostaze ale tăticului deschizător de drumuri, Alexis. A nu se uita calitățile lui de compozitor, fondator de trupe și supergrupuri, descoperitor de talente, în frunte cu The Rolling Stones pe care el i-a format. animals lui Eric Barden, Led Zepp, Cream sau friul cărora le-a fost și naș. I live in an apartment on the 99th floor of my block. Where to do it? And I sit at home, looking out my window, imagining the world has stopped. Hey! pentru ca de printre al șaptelea deceniu tot mai mult lumea să facă cunoștință cu celălalt Alexis Corner din culisele muzicianului. Istoricul Alexis, promotor, jurnalist, producător de documentare, DJ cu propriile show-uri, inclusiv pentru copii la televiziune sau în prime time pe frecvențele BBC Radio One. Cause it's a cold sitting on the stair I won't tell you no more Come on and open the door I said now open She plin Dor such state